Bine v-am regăsit, prieteni, aici pe canalul de YouTube. Eu sunt Andrei Dumitru și voi fi gazda voastră în această seară. Nu uitați că aveți un link în descriere care vă duce direct către canalul meu de YouTube dacă vreți să ne cunoaștem mai bine. Iar invitatul din această seară, ca de fiecare dată, este Bogdan Socol, realizatorul emisiunii Un Pont pe Zi și totodată specialistul site-ului pariuri1x2.ro. Te salut, Bogdan, îți mulțumim pentru prezență. Salut, Andrei, bine ne-am regăsit după o săptămână în care am putut să ne bucurăm de biletul în cotă 5 pe care l-am prins câștigător la ultima noastră intervenție, pentru că înainte de a ne despărți de fanii noștri am propus un bilet care a fost în cotă 5 câștigător. Am mizat atunci pe Leicester City cu Chelsea, 1x, a fost 2-0 pentru Leicester, am mers pe Roma, gol în ambele reprize cu cei de la Spezia. Am avut noroc atunci pentru că Roma a făcut o partidă, aș putea spune, mizerabilă, dar totuși a reușit să marcheze în ambele reprize. Primul gol al Romei a venit în minutul 43, apoi a fost un al doilea gol în repriza secundă și am prins și acest pont câștigător. Și am mai avut în Portugalia, în Cupa Ligii, ambele marchează la Sporting cu FC Porto. A fost până la urmă 2-1 pentru cei de la Sporting și am prins un bilet în cotă 5, o adevărată lovitură pe care am dat-o și sperăm să stea lucrurile la fel și în această seară. Exact, și să nu uităm că am pus atunci 100 de lei și parcă mai prinsesem noi câteva pronosticuri, doar că nu mai țin minte exact ce am prins, doar... Au fost câteva, până la urmă cu acel bilet am încheiat seara pe plus considerabil, cu toate că am avut și la început câteva pariuri mai puțin inspirate, dar totuși am încheiat seara pe plus, la fel cum s-a întâmplat și la intervenția noastră anterioară, în urmă cu două săptămâni. Deci suntem într-o dinamică pozitivă, Andrei, și asta este cel mai important pentru noi și pentru prietenii noștri, da, care sunt alături de noi și pe care deja îi salutăm. Avem deja 5 sau 6 live-uri la activ și cel mai important este că până acum n-am terminat niciodată pe minus, așa că... le recomandăm urmăritorilor noștri să meargă și în seara asta pe pronosticurile noastre, pentru că totuși suntem într-o formă foarte bună, mai bună decât toate echipele din Liga 1. Avem victorii pe linie. Da, nici nu am avea de ce să stăm altfel din acest punct de vedere, pentru că așa se întâmplă când îți faci temele, știi bine, când te antrenezi, cum te antrenezi așa și joci, e o vorbă. Și dacă ne antrenăm bine, și jucăm bine. Așa e, pe hai să începem să ne plasăm câteva bilete pentru seara asta. Sigur, uite, hai să anunțăm întâi echipele la meciul dintre FC Arce și FC Sfântul, care a început de puțin timp. Au fost și anumite semne de întrebare cu privire la începutul jocului. Până la urmă se joacă, ninge și la Pitești, la fel ca și aici la București. Hai să vedem echipele. Așadar, FC Arce joacă cu Greab, Tofan, Marici, Deland, Mușat, Mesacoli, Șerban, Drăghici, Palici, Dumitru și Mediop. De partea cealaltă avem următoarea formulă de start la FCSB. În poartă este Vlad, apoi Octavian Popescu, Cristea, Miron, Radunovici, Olaru, Șut, Florin Tănase, Denis Man, Florinel Coman și Ovidiu Popescu. Da, Ovidiu Popescu și Octavian Popescu titulari, la fel ca și în etapa anterioară. Cam acestea ar fi echipele de start. Personal, la această partidă, Andrei, aș merge pe aceeași variantă ca și la precedentele două dueluri în care a fost implicată FCSB. Peste 1,5 goluri în repriza a doua. O să văd exact cât este cota la casa pariurilor. Mai am și alte sugestii de pariuri pentru această seară. Să nu uităm că ceva mai târziu se va juca în Cupa Italiei, în sferturi, meciul dintre Inter și AC Milan, da, în care Tătărușanu este titular. Să anunțăm, este anunțat titular de presa italiană și se știe, Tătărușanu este un specialist al cupelor, așa s-a întâmplat și în Franța, la fel și aici. Nu prea joacă în campionat, dar în cupe este utilizat și mă aștept să facă iarăși o partidă foarte bună. O să vedem curând și ce cote sunt la FC Argeș cu FCSB și spuneam că mai am și câteva ponturi aici. Uite, e posibil să se fi blocat puțin cotele. Uite, încerc acum să intru pe varianta de pariere live la
FC Argeș cu, cu FCSB. Dacă ai și tu alte sugestii, chiar te rog, Andrei. Mă gândeam să punem un pariu și pe prima repriză, dacă e să încercăm ceva, și până intri tu acolo pe casa pariurilor, hai să citești și primele comentarii, pentru că, iată, Mihai 80, bunul nostru prieten Bogdan, care ne ajută de atâtea ori cu sfaturi și cu pronosticuri câștigătoare, s-a alăturat deja live-ului nostru. Te salutăm, Mihai, îți mulțumim că ești alături de noi și te așteptăm cu pronosticurile și cu biletele pentru seara asta. Salutare, zice Cătălin Roșu, iar Adriana Didulescu văd că este nemulțumită că meciul nu este transmis. Însă, Adriana, te invităm să rămâi alături de noi aici pe live, pentru că toate fazele importante, golurile, ratările, toate vor fi aici transmise în direct, în timp real, pe acest live, pentru că să nu uităm că Telecom Sport transmite meciul din această seară și vom avea și noi acces și vom avea acordul să difuzăm aceste imagini. Așa că vă invităm, prieteni, să rămâneți alături de noi și nu uitați să dați și să apăsați pe butonul de like, pentru că avem 14 like-uri și vreau în seara asta să trecem de 150 de like-uri. Hai că nu este un număr foarte mare. Și iată, Bogdan, am avut o primă ocazie importantă. Denis Man din nou aproape de a marca, a lovit bara transversală. Superb shoot. Da, Man e jucătorul cu cea mai mică cotă la gol marcat în această partidă, dar personal m-aș aștepta tot la Florin Tănase să marcheze. Tănase, care a marcat 4 goluri în primele 3 meciuri din 2021 și mă aștept să fac o partidă foarte bună și astăzi. Uite, o să mă uit exact pe cotele pe care le-am pregătit. De fapt, le-am prezentat ieri în emisiunea Un Pont pe zi. Pentru gol marcat de Tănase, cotă 2.04. Mă aștept să vedem din nou un gol marcat de Tănase. Uite, alte sugestii de pariere pe FCSB să câștige ambele reprize. Era ideea pe care am avut-o ieri. Acum însă e și vremea aceasta care poate să influențeze foarte mult rezultatul, sau cel puțin prima repriză, pentru că până la urmă o echipă care este superioară celelalte se va impune dincolo de toate, cu toate condițiile meteo mai puțin favorabile, dar totuși putem să avem și anumite surprize din cauza acestei nisori, practic. Uite, gol în ambele reprize este un pont pe care aș miza, de exemplu, să vedem goluri în ambele reprize. La cum a început partida, nu este exclus, să știi. Sau peste 2,5 goluri, pentru că ne-a obișnuit FCSB cu asemenea jocuri în care să vedem măcar 3 goluri. Dar, deci, nu. De exemplu, eu am făcut live pe canalul meu de YouTube vineri la FCSB cu FC Voluntari și pariul nostru de bază atunci, al meu și al invitatului meu, a fost peste 2,5 goluri. Îți dai seama că s-a marcat în ultima fază cu acel penalti, am izbucnit amândoi așa în finalul partidei. Am stat cu puține emoții, dacă n-am văzut penaltiul transformat, am fost extrem de încântați. Da, păi tocmai de aceea este și mai frumos fotbalul și atunci când pariezi, pentru că ești direct implicat și ai alte trăiri. Evident, cei care sunt pasionați de fotbal trăiesc fotbalul și atunci când joacă echipa lor preferată au aceste trăiri cu totul deosebite, dar evident când mai și pariezi, când te implici financiar, e bucuria poate și mai mare. Uite, văd că sunt tot mai multe mesaje care ne foarte mulți prieteni care ne scriu aici, ne întreabă Iosif cât este scorul, 0-0 momentan. Răzvan Popescu, uite, cine credeți că va câștiga? Eu zic cel puțin FCSB. Da, asta spun și eu, FCSB să câștige măcar o repriză, dar aș merge chiar, uite, să câștige ambele reprize, este o cotă de 3.40. Uite, o să văd exact cât este și la casa pariurilor. Găsisem această cotă ca FCSB să câștige ambele reprize. Mai avem, ți-am spus, varianta peste 2,5 goluri undeva la 1.80.
sau ambele echipe să marcheze dincolo de toate, să nu uităm că FC Argeș vine într-o dinamică bună, 2 victorii și 3 remize în ultimele 5 etape, deci ar putea să facă o figură destul de bună și în această seară. Păi hai că vor începe și meciurile de la ora 8 din Anglia, Crystal Palace West Ham, iată un mini derby al Londrei, și Newcastle Leeds, așa că zic să combinăm aceste partide cu FC Argeș și FCSB și să punem un bilet. Apoi din ce ne mai rămâne din oferta de astăzi mai facem un alt bilet dacă e. Da, eu personal la această partidă pariul pe care, nu știu, pariul de bază, să spunem, ar fi că FCSB va marca peste 1,5 goluri. Să vedem 2 goluri ale celor de la FCSB, am văzut o cotă în jur de 1,50. Acesta ar fi un pont de al meu, de exemplu. Acum, nu știu, trebuie să găsim cumva și un numitor comun, Andrei, să facem acest bilet. La Newcastle Leeds ieri am dat pont sub 3,5 goluri. Mă aștept să nu vedem mai mult de 3 goluri la Newcastle cu Leeds, cotă 1,47. Mai am câteva sugestii de pariere pentru această seară. De exemplu, la Inter Milan am spus tot sub 3,5 goluri, cotă 1,47. Și Boavista cu Sporting, 2 solist, cotă 1,53. Acestea ar fi ponturile mele. Le-am și pus pe un bilet. Am pariat astăzi dimineață cu aceste ponturi, dar putem să le luăm și separat, Andrei, cum preferi. Da, păi uite, am intrat deja pe casa pariurilor, că noi acolo vom paria, prieteni, și vă invităm și pe voi să faceți același lucru. Dacă vă deschideți acum un cont, veți primi și un cadou excelent de bun venit. Practic, la prima voastră depunere vă veți dubla această sumă, pentru că dacă depuneți 50 de lei, primiți 50 de lei din partea celor de la casa pariurilor. Și uite, Bogdan, la total goluri FCSB este o cotă de 1,66 la opțiunea peste 1,5 goluri. Wow, o cotă în creștere. Probabil că este influențată și de vremea de afară. Mai este și o altă variantă, Andrei, și văd aici tot pe casa pariurilor, pe varianta de pariere light. Repriza cu mai multe goluri a doua, să vedem mai multe goluri în repriza secundă, cotă 1,80. Ne-a obișnuit FCSB-ul. Exact, pentru mai multe goluri în prima repriză, cotă 4, dar aș merge pe acest 1,80. Dacă pentru cei care ne urmăresc să parieze live, mi se pare o cotă foarte bună. Da, stai așa puțin, că eu n-am găsit momentan, că chiar aș vrea să... A, uite, repriza cu mai multe goluri, ok, gata, am trecut a doua repriză. Hai să luăm ceva rapid, să nu cumva să pierdem această cotă de 1,80, că evident cu cât va trece mai mult din prima repriză, cu atât va scădea această cotă. Crystal Palace cu West Ham. Aș merge aici, de exemplu, pe opțiunea peste 1,5 goluri. Ambele echipe... Da, aici nu am... Dar e posibil să vedem, exact, să vedem goluri până la urmă, nu exclud. Dar nu e un meci care să mă inspire dincolo de toate. Dar știu că tu ești un pasionat de Premier League și mie îmi place Premier League, dar aici nu... N-am exact, nicio inspirație. Sunt două echipe ofensive și zic eu că se poate marca în această seară. Și fii atent că deja s-a întâmplat. Poate. Mai știi ce vorbeam noi? Mai știi ce vorbeam când îți ziceam? Și da, gol Crystal Palace. Exact. Uite, exact ce ziceam eu. Când intru să pun să pariez un bilet, se marchează instant. Fix în secunda în care pomenez meciul respectiv. Of, hai. Da, bine, poți lua în continuare, dar evident... Îți dai seama, era o cotă de 1,45 mai devreme, acum probabil va fi de, nu știu, 1,10, eu știu cât va fi. Atunci, hai să rămânem pe opțiunea asta cu... E o altă cotă, Andrei, ce-i drept mai stai mică, așa că dar, pun, scuză-mă puțin, pun rapid 100 de lei pe mai multe goluri în repriza a doua la FCSB. Zi acum, te rog. Mai o altă sugestie de-a mea, e o cotă mai mică, ce-i drept, să vedem peste 1,5 goluri între minutele 0 și 85 la FC Argeș cu FCSB, tot pe pariul live de pe casa pariurilor. N-am înțeles din prima, să vedem? Să vedem
peste 1,5 goluri până în minutul 85 la FCSB, la FC Argeș cu FCSB. Am înțeles. E o altă variantă de pariere. Nu neapărat să mizăm pe asta sau putem să o combinăm pe un bilet dincolo de toate. Sau o sugestie de pariere pentru prietenii noștri care sunt, văd din ce în ce mai mult și nu face decât să ne bucure acest lucru. Da. Uite, ne scrie aici Denis, că a jucat în seara asta voluntar care e UVA-X2, FC Argeș, FCSB 2, Inter Milan, ambele marchează. Southampton cu Arsenal X2, la City 2 solist, Villarreal X2, PSV 2, Sporting 2, Boavista Sporting 2 solist și la Betis ambele marchează, iar la Sporting Braga Sporting, nu înțeleg aici, Leeds pauză sau final 2 la Newcastle cu Leeds. Da, sunt interesante aceste sugestii, dar totuși să le cuplesc pe toate pe un bilet mi se pare un pic cam riscant. E părerea mea doar. Da, este un bilet care merită, așa încercat, cu 5-10 lei, mai mult doar așa de distracție dacă e să fie jucat. Și uite că am intrat să mă uit și cine a marcat pentru Crystal Palace. Sunt fericit, Bogdan, pentru că acolo la Fantasy merge bine. A marcat Wilfried Zaha, care era dat incert pentru această partidă pentru că a suferit o accidentare și a lipsit și de la meciul anterior cu Manchester City. Și văd că aici ne cer oamenii să dăm ocazia lui Denis Mane. Ei bine, chiar acum s-a încărcat colegii noștri de la site-ul telecomsport.ro, s-au mișcat foarte repede și gata, avem ratarea, de fapt ocazia, că n-a fost chiar ratare. Practic Man și-a creat singur această ocazie. Chiar acum o voi încărca în acest live. Dar ce ocazie a avut acum FC Argeș și ce reflex are Vlad, care scoate mingea de sub bară și e lovitură de colț pentru cei de la FC Argeș. Formidabilă această ocazie a celor de la FC Argeș care beneficiază de o lovitură de colț. Este minutul 10 din câte văd, sau minutul 19, a trecut timpul neașteptat de rapid de când am intrat în direct, să vedem așa această lovitură de colț pentru Piteșteni, o centrare în care lui FCSB, mingea este însă respinsă și reușește să îndepărteze pericolul pentru o clipă și un șut care trece pe lângă poarta lui Vlad. Hai că vă țin în priză și cu ce se întâmplă exact la Piteșteni. Da, una peste alta, e un meci care a început bine, promite Andrei, și sperăm să vedem și golul. Și să știi că eu nu mă supăr acum dacă nu se marchează în prima repriză, că ne crezi nouă șansele să încasăm biletul pe care l-am plasat cu meciul. Exact, așa e. Bun, spuneam că mai sunt alte meciuri interesante pe care putem să le... pe care putem să pariem. Am spus de Newcastle cu Leeds, care a început și el de curând, de Inter Milan. Sunt meciuri foarte tari în această seară. Spuneam, se joacă și în Portugalia. Este Boavista cu Sporting, Braga cu Gil Vicente, ceva mai devreme. Aici e 0-0 la FC Argeș cu FCSB și văd, Andrei, că tot vin mesajele, ceea ce... Exact. Biletul lui Mihai 80, ai apucat să-l citești? Cota de 30 văd, Crystal Palace, Düsseldorf, Open, Inter, ambele marchează și Braga Sporting și FCSB să câștige. A pus 3,5 lire și câștigă 105. Multă baftă, Mihai! Uite, Denis ne scrie ce părere avem. Ieri m-am pierdut 1,5 miliarde. Wow, 1,5 miliarde. Probabil de lei vechi. Lei vechi. Da. Oricum sună senzațional, da. Și te așteptăm, Denis, să ne spui chiar din cauza cărui meci ai pierdut această... Mai ales și cât ai investit, că da, e important, dacă... Poate a fost și un bilet cu o cotă, cu o investiție destul de mică, gen 100 de lei, și să ajungi să câștigi nici nu știu cât înseamnă în lei noi 1,5 miliarde. Trebuie să fac un pic conversia, că e greu așa să cu atâtea zerouri. Și uite ce spune, e 1-1 la Crystal Palace cu West. Exact, ce ți-am zis, că n-aveam nicio emoție cu meciul ăsta.
Of, ce rău îmi pare. Uite, înseamnă să simți jocul. De exemplu, eu n-am avut nicio, nu știu, n-am avut un feeling special la această partidă, dar la Crystal Palace cu West Ham, uite, ai avut foarte multă inspirație, da, două goluri în primele 10 minute. Să sperăm că a apucat cineva să prindă pronosticul meu, pentru că s-a marcat destul de repede, nici măcar eu n-am mai apucat să-l dau și să-l trec pe bilet, dar până la urmă este un nou pont verde bifat acolo în dreptul nostru, Bogdan. Da, exact, uite ce scrie Denis, nu sunt lei noi. Lei noi, adică. Acum mă gândesc cât înseamnă lei vechi. Wow, Dumnezeule, da. Uite, pentru că e un alt meci care a început în Premier League, am spus la Newcastle Leeds, am mers pe varianta sub 3,5 goluri, era pontul meu, cotă 1,47, uite, o să văd cât este acum pe casa pariurilor, la pariuri live, Newcastle cu Leeds, să vedem cel mult 3 goluri în meci, o să vă și anunț. Da, sub 3,5 goluri, cotă 1,32, a scăzut evident, au trecut 10 minute, dar spuneam că aș face un bilet cu aceste cote, să vedem două goluri FCSB, cel mult 3 goluri la Newcastle cu Leeds, Sporting să se impună la Boavista și Inter Milan să aibă maximum 3 goluri. Cam acesta ar fi biletul. E o cotă oricum de peste 3, acum au mai scăzut un pic cotele, cel puțin la Newcastle cu Leeds, dar cam acestea ar fi ponturile mele. Bun, în fine, mergem mai departe, că mai avem și alte meciuri interesante care se joacă. Uite, avem și câteva comentarii cu scor corect aici în secțiunea noastră din chat și uite, David RPG spune, părerea mea va fi 3-1 pentru FCSB. David, chiar te rugăm să bagi acest bilet, măcar să-l încerci, până la urmă n-ai nimic de pierdut, pentru că dacă va fi chiar 3-1 pentru FCSB, o să-ți pară rău după aia că n-ai prins o asemenea cotă, pentru că sunt sigur că este o cotă foarte interesantă. Uite, ne-a răspuns și Denis, care ne spune că la Benfica, am pus Benfica victorie probabil și a făcut 1-1, am pus 150 de lei pe bilet. Deci cu 150 de lei câștiga 1,5 miliarde de câte ori. Și să nu uităm, wow, ce cotă a fost. Era cotă 1,20 la victorie Benfica. Da, o cotă, a fost 1-1 acasă pe terenul Benficăi. Da, ce să spun, uite așa, Andrei, pe mine m-a scos Leipzig, uite, nu știu dacă știi de, oricum, săptămâna trecută ai fost și în emisiune la un pont pe zi și ai aflat de aplicația Super 12, trebuie să prinzi 12 rezultate din 12 meciuri ca să prinzi premiul de 10.000 de lei, până acum nu a câștigat nimeni, dar uite, eu am avut 11 rezultate din 12 în acest weekend. M-a spus Leipzig, am mers pe Leipzig că va învinge pe Mainz și a fost victorie pentru Mainz. În urmă cu două săptămâni am avut 10 din 12 și tot Leipzig a fost una dintre echipele care m-au scos atunci. Leipzig a pierdut cu Dortmund. Deci e piața rea Leipzig. Da, chiar vorbeam și noi aici pe live-urile noastre că este o echipă extrem de imprevizibilă. O echipă pe care nu te poți baza, dar recunosc că weekendul trecut și eu m-am dus pe victorie în deplasarea de la Mainz. Da, cine s-ar fi gândit că fix acum Leipzig pierde cu Mainz, dar asta e fotbalul, se mai întâmplă și merge mai departe. Uite, se joacă și în Olanda niște meciuri interesante. Uite, la 21 este Emmen cu PSV Eindhoven, o partidă în care cei de la PSV au destul de mulți absenți, printre care și Mario Götze, omul care a dus Germania titlul mondial în 2014. PSV vine după 3 victorii consecutive în toate competițiile, Emmen doar un egal în ultimele 5 meciuri, în rest doar înfrângeri. Aici mă aștept ca PSV să se impună. Uite, e o cotă de 1,36, 1,39 la victorie pentru PSV. Poate chiar să încercăm un meci în care
cei de la PSV să marcheze peste minimum două goluri. Cam acestea ar fi ponturile la meciul care începe la 21 în Olanda. Da, oricum cu siguranță o să facem și un bilet pentru meciurile care vor începe după ora 9. Mai ales că ne deja avem, avem experiență, avem încredere. Avem moral, cel mai important, pentru că se pare că ne ies pronosticurile unul după altul. Exact, tocmai asta a fost cel mai important, Andrei, faptul că mă uitam că a fost iar ocazie la partea celor de la FC Argeș. E important faptul că până acum ne-am încălzit și noi mai greu. De multe ori în repriza a doua dădeam cele mai bune rezultate, dădeam cu adevărat satisfacție celor care ne urmăresc, dar sperăm acum să prindem și noi un pariu câștigător încă din startul acestui joc la FC Argeș cu FCSB. Oricum, la cum a început repriza asta a doua, e perfect pentru noi, pentru că dacă nu se marchează, eu zic că prindem sigur pariul în repriza a doua, pentru că o știm foarte bine pe FCSB, și dacă nu se marchează în prima repriză, vom mai avea nevoie doar de un gol în partea a doua ca să încasăm. Trebuie neapărat. Chiar ia ocazie pentru Tănase, chiar am spus că va da gol, cât de aproape a fost Tănase să înscrie. Da, și se aude fluierul arbitrului. Da, aproape de gol au fost cei de la FCSB, dar oricum rămâne egalitate 0-0. Am spus că da, se mă aștept să înscrie. Uite, sunt curios și la casa pariurilor dacă este o cotă pentru gol marcat de el acum în varianta live a celor de la casa pariurilor. Până te uiți, tu trebuie să le reamintesc și prietenilor noștri care sunt aici alături de noi pe live să apese pe butonul de like, pentru că iată, în momentul de față curg imaginile din meciul de la Pitești. Am avut până acum toate ocaziile importante ale partidei. Așteptăm să ne vină și ocazia aceasta importantă a lui Tănase. Prieteni, noi ne-am făcut datoria, v-am spus că vom da în timp real aceste ocazii. Acum avem și noi nevoie de ajutorul vostru și așteptăm în schimbul imaginilor câte un like, pentru că văd că avem deja 52, Bogdan. Hai că cred că am fost modest când am zis că vom face 150. Păi săptămâna trecută am făcut, dacă nu mă înșel, 250, deci ar exact trebui să păstrăm. Doar că a fost meci nebun cu 4 goluri. Da, să atingem cel puțin performanța de data trecută, așa trebuie să mergem de la bine păi la mai uite, bine. În doar câteva secunde am făcut 65. A bubuit YouTube-ul aici. Sunt 211 urmăritori alături de noi. Hai, prieteni, vă așteptăm și cu like-urile, vă așteptăm și cu share-urile, astfel încât să afle toată lumea de inițiativa noastră. Comentăm și discutăm și pariem împreună meciurile din Liga 1. De asemenea, vă așteptăm chiar aici, în secțiunea de comentarii, să ne spuneți ce pronosticuri aveți și ce ponturi aveți pentru meciurile din această seară, pentru că exact ce vorbeam și mai devreme cu Bogdan, urmează multe, multe meciuri extrem de interesante. Hai să mai citim puțin din comentarii, Bogdan. Uite, ne spune David că a pus până la urmă 20 de lei pe 3-1 pentru FCSB. Te așteptăm acum, David, să ne spui ce cotă ai prins, pentru că e clar că în momentul de față este și o altă cotă, nu mai este cota pe care ai prins-o tu atunci când ai pariat. Mureșan Lucian Liviu, iată, avem și un fan al lui FC Argeș. Forța Argeș, gol, batem FCSB-ul, zice Lucian. Boghi, salutare, te salutăm, îți mulțumim că ești alături de noi. Iosif Lup ne întreabă cine va câștiga campionatul. Eu consider în momentul de față că mare favorită este CFR Cluj, însă recunosc că spre deosebire de ultimele sezoane, pentru că să nu uităm că în ultimele 5 sezoane FCSB n-a mai luat titlul, acum ei bine arată cel mai bine și cred eu că are cele mai mari șanse dacă stăm să ne raportăm la sezoanele anterioare. Eu merg pe FCSB, Andrei, chiar deci avem deja un pariu între noi.
Da, nu, e în regulă să avem și asemenea, să nu fim de acord cu toate pariurile, dar aici eu aș miza pe FCSB. La cum evoluează în momentul de față, nu spun, se mai pot schimba lucrurile ceva mai târziu, suntem totuși încă destul de... N-am avansat foarte mult în campionat, dar totuși cred că FCSB este principala favorită la titlu și aș miza pe cei de la FCSB. Uite, ne scrie aici Corban, spune că are doi pauză, doi final și peste două goluri. Spune dacă mă scoate FCSB, vai! Sperăm să nu fie cazul. Sperăm să nu fie da, cazul. Momentan nu se prezintă prea bine biletului Corban, pentru că are nevoie și de victorie și la pauză. Da, uite, ne scrie Vasile Merea, a dat anvers gol. Da, sperăm că ți-a adus câștig aici anvers în Belgia, se joacă această partidă. Anvers are 2-0 la Eupen, da, este deja minutul 36, se mai joacă o altă partidă în prima ligă din Belgia, Vaslant Beveren Mechelen sau Malin, așa cum era cunoscută pe timpuri, tot 0-2. În schimb, în Premier League, la Leeds conduce pe Newcastle 1-0. Este minutul 21, a marcat Rafinha pentru Leeds, minutul 17, iar Crystal Palace și West Ham sunt la egalitate 1-1. Iar în Olanda, Zwolle e condusă de Heracles Almelo 0-1. Acestea sunt rezultatele în momentul de față, evident, la FC Argeș, FCSB 0-0, văd că este o nouă lovitură de colț pentru cei de la FCSB, este minutul 34, din nou cei de la FCSB ocupă careul oaspeților, o fază fixă pe care o va executa Olaru pentru roșialbaștri, moment important al jocului, fazele fixe pot fi determinante, mai ales în asemenea momente, când terenul este înghețat, când ninge, totuși mingea a trecut pe lângă poarta celor de la FCR. Ocazie importantă, să sperăm că până la urmă marchează FCSB-ul astfel încât să îi iasă biletul și lui Corban, apoi în cea de-a doua repriză să se mai marcheze încă două goluri, să prindem și noi pronosticul și să fie toată lumea fericită. Uite, Denis ne-a calculat el 1,5 miliarde în euro. Da, sunt euro, da, 307.619.831. Da. Cu virgulă. Oricum, la o asemenea sumă, mă gândesc, Denis, că ar fi trebuit să primești și un pariu șansă, ceva de consolare. Eu, din câte știu, cam toate casele de pariuri au această opțiune. În momentul în care te scoate un sigur meci pe bilet și ai o cotă din asta fabuloasă, cum ai prins tu, primești, în general, de 10 ori suma pariată. Stoica George spune că o să bată FCSB cu 3-0, iar Jarami, uite, are un bilet aici, o recomandare foarte interesantă, la FCSB 2 și peste 2,5 goluri, Inter cu Milan GG și peste 2,5 goluri, cred, Southampton Arsenal X2 și peste 1,5 goluri, West Ham Manchester City 2 și peste 2, nu, dar nu e West Ham, este West Bromwich cu Manchester City. West Brom, da, City, peste 2,5 goluri. Oh, pe arată foarte bine biletul lui Jarami și cred că este și o cotă măricică, undeva de cel puțin 10, zic eu. Cam așa văd lucrurile. Mihai Stratu ne reproșează că nu dăm video pe ei. Mihai, cred că ai intrat tu puțin cam târziu, pentru că până acum au fost în timp real transmise toate ocaziile importante din această partidă, pentru că deși este 0-0 minutul 36, am avut multe faze de poartă și te invităm să rămâi alături de noi în continuare, pentru că absolut toate imaginile cu ratări, cu goluri, cu faze importante din acest meci vor fi transmise în timp real aici alături de noi în live stream-ul pe care îl găzduim în această seară. Mineru, uite, zice Bogdan, foarte interesant, când văd cum arată terenul la FCSB, îmi pare rău că am pus 3+. Da, acum, nu știu, să nu ne hazardăm, până la urmă am mai spus-o, să credem în pariurile noastre până la final. Nu trebuie să ne
nu știu, să ne speriem de ceea ce se întâmplă, de aceste condiții meteo. Până la urmă este posibil să vedem și mai multe goluri, uite, lovitură de colț pentru cei de la FC Argeș, resping însă cei de la FCSB, care mingea rămâne în careul oaspeților și da, că am crezut că se dă lovitură liberă, dar cei de la FC Argeș, da, se aude și fluierul arbitrului Iulian Dima. Ne spune aici Vasile, trebuie un gol Leeds, două goluri FCSB și câștig pariul. Felicitări, uite, a dat gol Leeds, două goluri FCSB vin probabil în repriza a doua. Și asta ca să ne dea și nouă, să ne aducă un câștig. Am mizat pe faptul că în repriza a doua vom vedea mai multe goluri decât exact în prima aici la Pitești. Este lovitură liberă pentru cei de la FC Argeș, minutul 38 din, dacă văd bine, da, fază fixă pentru cei de la FC Argeș, undeva la 25 de metri de poarta lui Vlad. Văd că West Ham a făcut 2-1, Bogdan. Incredibil. Acolo e festival. Dublă Sucek. Nu m-aș fi așteptat dacă mi-ar fi cineva că Sucek va marca atâtea goluri în actualul sezon din Premier League, nu m-aș fi așteptat. În momentul de față are 7 goluri. Da, și suntem abia la jumătatea sezonului. Da. Uite ce înseamnă. Dar uite, în 25 de minute 3 goluri la Crystal Palace cu West Ham, un gol marcat la Newcastle Leeds 0-1, am spus mai devreme. Până acum sper că am fost în mare formă, am prins și eu pronosticurile oferite, se pare că ți cam ies și ție, dar oricum, da, să sperăm că vom închide cel puțin la fel de bine seara. Da, uite, scrie aici Costel, că în toți acești ani ai spus că FCSB e favorită la campionat. Nu știu în ce ani m-ai auzit spunând lucrul acesta, poate, nu știu, acum vreo 4-5 ani, da, atunci mă așteptam ca FCSB să... Și era favorită dincolo de toate, chiar dacă nu a câștigat titlul, odată a pierdut în fața Astrei, apoi în fața Viitorului, dar FCSB a fost echipa care a investit cel mai mult în jucători și era firesc să aibă și prima șansă la câștigarea titlului. Acum, uite, situația este un pic diferită și tocmai de aceea cred că FCSB are o șansă mare la câștigarea campionatului. Aici în continuare 0-0. Sperăm însă că o să vedem și alte goluri. Uite, ne scrie Daniel, bate Argeș cu 2-1. Foarte mulți fani FC Argeș, din câte văd, Andrei, pe acest live pe YouTube. Avem deja 88 de like. Da, deși, e excelent. Asta voiam să spun, deși înainte să se reia fotbalul în Liga 1, adică acum 2-3 săptămâni, fanii celor de la FC Argeș erau extrem de nemulțumiți de deciziile luate de conducerea clubului, dar până la urmă că iată că aceste decizii n-au fost deloc rele, pentru că FC Argeș o ține din victorie în victorie. Da, este foarte, foarte important și acest aspect. FC Argeș, spuneam, neînvins în ultimele 5 meciuri, are 2 succese și 3 remize și se ține destul de bine și cu FCSB. A fost o prestație chiar curajoasă a Argeșului, poate cea mai bună echipă pe care a înfruntat-o FCSB, cel puțin în primele 45 de minute. Chiar dacă au fost momente și în meciurile cu Astra sau cu Viitorul în care FCSB a avut dificultăți, dar văd că Argeșul stă foarte bine pe teren. Acum poate unii ar spune că și calitatea gazonului poate să influențeze jocul. Într-adevăr, e și acesta un aspect, dar până la urmă ambele echipe joacă pe același tip de teren. Până la urmă nu unii joacă pe un gazon tăpșan și alții pe un gazon londonez. Până la urmă, uite, FCSB acum atacă, dar se apără bine, spuneam, cei de la FC Argeș. Remarcabil felul în care stau pe teren până acum piteștenii.
Avem 290, 301 de urmăritori alături de noi, Bogdan, cred că este un record până acum, 307, iată cum crește numărul. Vă mulțumim, prieteni, că sunteți alături de noi, avem și 96 de like-uri. Haide că uite, se poate, pentru că am ajuns la numărul acesta impresionant de 300, doar datorită vouă, prieteni, datorită like-urilor pe care le-ați dat, pentru că așa am reușit să distribuim cât mai ușor acest clip, această intervenție, pentru că iată, noi ne-am ținut de cuvânt, vă oferim în timp real toate imaginile de la această partidă FC Argeș cu FCSB. Vă așteptăm, dacă toți sunteți în număr atât de mare aici alături de noi, și cu pronosticuri, cu ponturi, cu bilete, pentru că ați văzut, noi citim absolut toate comentariile aici pe canalul de YouTube Telecom Sport România. Da, este, spuneam, un duel foarte, foarte strâns, foarte echilibrat din câte văd. Și uite, acum putea fi un moment bun pentru cei de la FCSB, dar mă surprinde plăcut Argeșul cu această atitudine. Ce-i drept, când vin într-o dinamică pozitivă, abordez și altfel jocul cu mai multă încredere, așa cum facem noi, Andrei, când prindem mai multe bilete câștigătoare, avem mai multe ponturi cu verde. Așa se întâmplă și cu cei de la FC Argeș, din câte văd. Uite, sunt foarte curajoși, chiar încearcă să nu se mulțumesc doar cu acest egal, forțează atunci când au ocazia și să înscrie. Da, uite, ne scrie aici Adi, mâine la Iași UTA X2 și Dinamo Gazmetan X2, cotă 5.50. Da, personal nu mă aștept ca cei de la Gazmetan să plece cu un rezultat pozitiv de pe terenul lui Dinamo, sau cel puțin Dinamo să nu piardă cu Gazmetan. Acesta ar fi, cam pe aici mă situez eu, Daniel merge pe alt rezultat, 1-1 Dinamo Gazmetan și bate UTA cu 3-0 pe Poliaș. Eu mai devreme dădusem ca posibil rezultat la Voluntari cu Craiova 1-2, pentru că în ultimele 3 meciuri din Liga 1 Craiova bătuse cu 2-1. A fost 1-1 pe aproape. Final, chiar mă gândesc cum ar fi să bată Craiova cu 2-1 pentru a patra oară la rând. Foarte aproape, să știi. Uite, întreabă Robert dacă arătăm și meciul sau doar fazele. Fazele cele mai importante sunt aici pe canalul de YouTube Telecom Sport România. Altfel, alături de noi, dacă sunteți, aflați și alte cote, alte informații, alte ponturi pentru pariurile din această seară în special. Uite, de exemplu, uite, ne scrie Ionuț. Asta, fix asta aveam eu să citesc, așa că te rog pe tine. Nu, spune tu, Andrei. Ionuț Cârstea ne spune că am sub 5,5 goluri, dar stau și mă gândesc la ce se referă, oare la FC Argeș cu FCSB? Bine, sunt și mai multe emoticoane de astea care râd cu lacrimi. Păi e un pariu câștigător din start, aș putea. Exact. O să merg deja să ridici, să ridici banii dacă mai să înceapă meciul. Oricum, în general, când pariez pe meciurile din Liga 1 sub 5,5 goluri, nu cred că ai probleme. Rar se întâmplă să se marcheze 6 goluri într-o partidă. Exact, așa este, mai ales în Liga 1, poate doar dacă sunt meciuri foarte dezechilibrate, dar nu este cazul aici. Văd în continuare 0-0, ne apropiem de finalul primei reprize și, Andrei, chiar sunt aproape convins că acel bilet va fi și câștigător dacă va fi 0-0 la pauză, pentru că e greu să cred că nu vom vedea măcar un gol până la finalul jocului, sau cel puțin până în minutul 85, nu știu. Zic la fel, pentru că la cum s-a jucat în prima repriză, în ciuda terenului extrem de dificil, am avut foarte multe faze de poartă și chiar cred că vom avea gol în partea a doua. Da, și eu spun la fel. Uite, s-a terminat prima repriză, este 0-0. Pare rău pentru un prieten al emisiunii noastre care a mizat exact pe FCSB și să câștige. Și am varianta să FCSB să câștige ambele reprize, dar e 0-0. Dar spuneam și înainte, FCSB se încălzește mai greu, nici nu ne-am hazardat noi cu pariurile atât da, de tare. Da, până la urmă, prima pariul nostru de bază pe care am și pus bani a fost acesta, cu mai multe goluri în repriza secundă. Dar în același timp, uite, fix ce vorbeam noi mai devreme și eu nu mi-am dat seama,
În schimb, a realizat minerul acest detaliu de varianta asta cu sub 5,5 goluri și i-a răspuns lui Ionuț Cârstea, mineru, dacă ai pus azi sub 5,5 la Viitorul, sună perfect. S-a terminat 3-3 cu gol marcat în ultima fază aproape de Sepsi. Da, uite, se mai întâmplă și lucruri de genul da, ăsta. Da, cei drept în Liga 1 se marchează foarte rar. Din câte mi-amintesc că a mai fost UTA implicată într-un asemenea meci și... Na, uite, mi-e foarte greu să-mi aduc aminte de un alt exemplu. În schimb, uite, dacă stau și mă uit pe Premier League, îți dau din start două exemple de la meciurile lui Leeds. Încă din primele două etape, Leeds a fost 3-4 înfrângere la Liverpool în prima etapă, apoi în a doua etapă victoria acasă 4-3. Exact. Dar nu mai țin minte cu cine, dar știu că a fost un 4-3. Așa este și a fost, țin minte că atunci am prins în ambele situații pariu câștigător cu gol în ambele reprize pentru ambele echipe. A fost atunci, da, o perioadă foarte, foarte bună, dar na, între timp s-au mai schimbat lucrurile și pentru Leeds și pentru ce se întâmplă în Premier League, pentru că atunci am insistat vreo câteva săptămâni pe varianta ambele marchează în ambele reprize, pariu care de regulă are o cotă de 10 cel puțin, câteodată 9, 10, câteodată și 17 și se întâmpla ca două meciuri măcar din fiecare etapă să aibă această particularitate, să-i spun. Am mers vreo câteva etape pe profit, primele 3 sau 4 etape, după care am văzut că două runde nu a mai mers treaba și am renunțat la această variantă de pariere și evident ulterior nici n-a mai fost ceva constant să vedem ambele marchează parind pe toate cele 10 meciuri pe variantă, ambele marchează în ambele reprize, aveam oricum un profit asigurat, era nu știu, cel puțin îmi dublam investiția față de suma inițială pariată. Păi hai să profităm și noi de această pauză din meci și să ne plasăm un nou bilet cu meciurile care urmează să înceapă. Da, păi spuneam că se joacă Inter Milan la 21:45, în mai puțin de cam într-o oră începe meciul din sferturile cupei. Spuneam că Tătărușanu e anunțat titular, putem încerca aici un pariu, eu am zis sub 3,5 goluri, o variantă. Andrei, dacă ai și altă sugestie, putem încerca și eu așa. Zic că e un pariu foarte bun, doar că să vedem ce cotă găsim pe casa pariurilor. Uite, mare favorită Inter la victorie, nu mai zic la calificare, la victorie cotă de 1,84. Da, aici nu știu, e un meci foarte interesant. Până la urmă, Milanul a câștigat ultima confruntare directă, dar în precedentele trei dispute Inter s-a impus. Deci, nu știu ce să spun, e foarte complicat. E cotă foarte bună, poate... să știi. La pronosticul tău, la sub 3,5, 1,45. Da, găsisem, da, pe aici o cotă în jurul acestei cote am găsit și eu și mi se pare foarte, foarte bun, pentru că sunt șanse mari să nu vedem mai mult de 3 goluri în această partidă. Să nu uităm că în ultima etapă din campionat Inter a remizat cu Udinese 0-0, Milanul a pierdut cu Atalanta 0-3 acasă și... E un meci destul de complicat, uite, deci putem merge pe acest sub 3,5 goluri. Da, l-am trecut deja pe bilet și am intrat deja la West Bromwich cu Manchester City și aici eu mă gândesc că echipa lui Guardiola are de luat o revanșă după ce în meciul din tur, știm cum se joacă în Anglia, nu se respectă programul din tur. Meciurile din retur se joacă sub forma unui alt program și tocmai de asta ajungem să avem o partidă în tur în urmă cu 3 săptămâni, iar după alte 3 săptămâni să se joace deja meciul din retur.
E bine, asta se întâmplă cu această etapă de astăzi. West Bromwich Manchester City, un meci care în urmă cu 3 săptămâni s-a încheiat la egalitate 1-1 pe terenul echipei lui Guardiola. Acum cred eu că Manchester City va marca multe goluri și aș spune să trecem pe bilet Bogdan opțiunea peste 2,5 goluri în meci. Deci nu doar City. Cotă 1,92 văd la casa pariurilor în la meci. Total goluri oaspeți peste 2,5 goluri la West Brom cu... Nu, eu ziceam strict pe în meci cotă 1,60, mi se pare o cotă foarte bună. Cotă 1,57. Da, 1,57. Pe casa pariurilor. Da, o cotă foarte bună. Nu credeam că mergi pe City cu peste 2,5 goluri. Nu, că dar eu cotă... mi se pare puțin riscant și nu m-ar mira să marcheze și West Bromwich, care am văzut de când a venit Sam Allardyce și am tot discutat și noi aici pe live, nu se mișcă deloc rău. Și are deja egaluri înregistrate la City acasă și la Liverpool. Bine, cei drept la City nu era Sam Allardyce, era Slaven Bilic și după rezultatul de egalitate de la City, conducătorii lui West Bromwich au zis să-i facă o surpriză lui Bilic, să-l demită. Da, așa este. Uite, mai e o variantă de pariere, mai ales dacă facem bilet. Peste 1,5 goluri City, cotă 1,29. E o cotă totuși destul de mică. Dar și acest pariu peste 2,5 goluri în meci, de asemenea, este ok. Bun, da? Mai avem un Southampton cu Arsenal, la fel meci tare. Bine, aici depinde foarte mult ce echipă va folosi Arsenal, pentru că cele două s-au întâlnit și în weekendul care tocmai a trecut. Atunci am și recomandat și pe canalul meu de YouTube, fără emoții, un 1x la meciul respectiv. Era o cotă de 1,65 la 1x, pentru că știam că Southampton... Se juca în cupă, însă. Da, exact, era în cupă și știam că Southampton este echipă serioasă. Mă așteptam și Arsenal să-și menajeze câțiva titulari. Important ce echipă va trimite Arteta în seara asta. Da, personal aici aș merge pe X2, Arsenal să nu piardă cu, cu Southampton. Wow, mi se pare puțin riscant, dar hai, dacă am oferit eu pronostic. Bine, nu este să mergem pe acest pariu, uite, mai avem, am spus în această seară, se joacă Boavista Sporting. Aici aș merge, de exemplu, în Portugalia, pe e un pariu mai sigur din punctul meu de vedere decât asta vreau să te întreb, la ce ai renunța dintre astea două, dar mi-ai dat răspunsul deja. Zi atunci, ce trecem pe bile la Braga cu Boavista cu Sporting? Da, aș merge pe victoria lui celor de la Sporting, doi soliți Sporting care da, o cotă foarte bună. Sporting a câștigat 4 din ultimele 5 dueluri directe cu Boavista, e și într-o dinamică bună. Le-am vins pe Braga și pe Porto în cupă și Boavista este fără victorie în ultimele 5 meciuri, plus că diferența în clasament este fantastică. Sporting este lider, Boavista ultima clasată. Mi-e greu să cred că Sporting, după acest tur de forță din ultima perioadă, se va împiedica tocmai pe terenul Boavista, chiar dacă mai sunt și surprize de acest gen. L-am trecut deja pe bilet. Și fii atent că avem deja din 3 meciuri o cotă senzațională de 3,70. Super! Atunci o să așteptăm. Având să... în vedere că încasăm și la FCSB, eu așa zic, nu văd să se termine 0-0, încasăm acolo pe plus 85 de lei, hai că bag tot 100 și pe biletul ăsta. Foarte bine. Uite, mai am o variantă, dacă vrei să mai pui, să mărim un pic cota, putem merge și pe doi soliți la Eman cu PSV Eindhoven. E o cotă în momentul de față de 1,40 pentru olandez, să văd și la casa pariurilor pentru PSV. Dacă mai poate fi inclus și acest bilet. Meciul începe 1,42 începe este la casa pariurilor. Se pare de asemenea o cotă foarte deci victorie bună. Victorie Eman PSV, victorie PSV.
Da, PSV a câștigat ultimele 5 meciuri, ultimele 3 meciuri în campionat și în cupă, deci în timp ce Emon are doar un egal și 4 eșecuri în ultimele 5 partide, se joacă în campionat, PSV ar trebui să bată, tocmai ca să se apropie la un punct de Ajax care va juca mâine. Fii atent cu meciul ăsta că l-am trecut deja. Am fix la fel ca la ultimul nostru live când am și încasat acel bilet de care ai spus la începutul intervenției noastre în direct de astăzi, când am luat cu 100 de lei 500 de lei. Ei bine, acum am o cotă finală de 5 și 18 și cu 100 de lei am un câștig de 518 lei. Păi asta și trebuia, de fapt asta lipsea, de fapt meciul celor de la PSV. E foarte important, PSV trebuie să câștige pentru că în weekend joacă cu Feyenoord în deplasare și spuneam, o victorie s-ar apropia de Ajax și mi-e greu să cred că PSV nu va face totul să obțină cele 3 puncte în această seară. E mai greu cu Feyenoord, dar cu Emen nu văd ce probleme ar fi. Exact, mi se pare că am prins câteva cote foarte, foarte bune și chiar le recomand și urmăritorilor noștri să plaseze acest bilet pentru că mi se pare un bilet simplu, cu cote foarte bune și cu șanse foarte mari de reușită. Da, să sperăm că va fi iarăși o seară așa bogată din punct de vedere al câștigurilor. Trebuie să bifăm primul bilet, primul pariu cu verde în repriza și apoi la final. Da, uite, deja avem din nou 230 de urmăritori alături de noi. Vă mulțumim, prieteni, că ați rămas aici pe live-ul de pe YouTube-ul Telecom Sport România. Deși meciul se află în pauză, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pentru că, așa cum v-am obișnuit și în prima repriză, vom transmite în timp real toate fazele importante din FC Argeș cu FCSB și iată că am ajuns la 138 de like-uri, Bogdan. Încă puțin și depășim primul număr pe care îl fixasem, primul nostru obiectiv, 150, dar se pare că tu ai avut dreptate și cred că ne vom duce în 250 în seara asta. Hai, prieten, cu like-urile, să vedem dacă ajungem la 250 de like-uri, pentru că avem deja, iată, 141. Hai, like, că e foarte simplu și până la urmă ați văzut că ne-am ținut de cuvânt și am transmis în timp real toate fazele importante din prima repriză. Oh, ce avem aici în comentarii, Bogdan? Multe, multe comentarii foarte interesante. Hai să citim din ele. Adi spune că o să încerce la Hermannstein cu Chindia X2, cotă 1.90. Daniel Florentin Niță, Hermannstadt, Chindia ne dă chiar și un scor corect, 4-0 pentru Chindia. Iată, se pare că urmăritorii noștri merg pe mâna echipei lui Săndoi, care până la urmă trebuie să recunoaștem, nu arată rău deloc. Da, așa e. La fel, uite, mai văd, uite, scrie Daniel Florentin și Rednic face treabă bună, într-adevăr. Nimeni nu spune de cele două driblinguri ale lui Dumitru de la Argeș, cum a reușit să dribleze doi FCSB, ne scrie fotbal adevărat. am apreciat jocul celor de la FC Argeș din prima repriză. Uite, ne scrie aici Gabi, Liz deschide scorul la Newcastle, într-adevăr. Nu m-ar mira să fie egal meciul dintre FCSB și FC Argeș, ne scrie altcineva. Ne întreabă Ionuț ce meciuri am pus, care este biletul. Uite, Andrei, dacă e să revii. Sigur, acum îl citesc, că l-am aici în față. Avem un prim bilet, un pariu de bază pe care l-am plasat la începutul live-ului cu mai multe goluri în repriza a doua la FCSB, ce-i drept, acum din păcate nu mai aveți cum să puneți acest pariu. Am pus 100 de lei cu o cotă de 1.85, dacă se va marca în repriza a doua cel puțin un gol, noi vom încasa pe plus 85. Și mai avem încă un bilet pentru meciurile care urmează să înceapă acum după ora 9.
Inter cu AC Milan sub 3,5 goluri, cotă 1,45, West Bromwich Albion cu Manchester City peste 2,5 goluri, cotă 1,57, victorie Sporting Lisabona, cotă 1,54 și victorie PSV 1,42. Cota finală a biletului 5,18, miză 100 de lei, câștig 518 lei sperăm noi, exact cum s-a întâmplat și săptămâna trecută când am pus biletul aici pe live și am încasat și sper că ați încasat și voi alături de noi. Încă o dată, Bogdan, l-am citit acest bilet, am citit meciurile de pe acest bilet și mi se pare că arată foarte bine. Da, uite, văd că avem deja 159 de like-uri. Întreabă aici Armando dacă ar merge sub 1,5 goluri la FCSB. Da, în repriza a doua nu ar fi exclus să vedem cel mult un gol, dar totuși eu rămân la ideea principală să vedem peste 1,5 goluri, indiferent dacă le marchează FCSB sau un meci. Dacă vedem un singur gol, automat pariul nostru de bază este câștigător, dar vrem dincolo de toate. Sunt și schimbări la FCSB și de cele mai multe ori aceste schimbări s-au dovedit inspirate, indiferent sub ce formă au venit ele până la urmă, că tot au fost discuții, vorbeam, Andrei, au fost rulate așa în buclă imaginile de săptămâna trecută cu acel fir roșu în care cei de la FCSB cumva erau înștiințați ce din tribune, ce mișcări de trupe să facă. Până la urmă, uite, vedem aici iarăși schimbări la pauză pentru FCSB, au fost două. N-am apucat să văd, dar ai apucat să le vezi tu? Cine? O să verific imediat. O să văd imediat. N-am apucat să... Nici am văzut, Octavian Popescu a ieșit. A intrat celălalt puști care a debutat în meciul trecut cu voluntari. Atacantul, dar nu scapă numele. Da, au fost... uite, nu văd acum, uite, o să încerc să văd dacă sunt anunțate deja schimbările. Din ce am văzut, a ieșit, deci au ieșit Octavian Popescu și Șut. Acum trebuie să verific doar. Știi cine cred că a intrat? Fulga. Așa, Fulga, e posibil. Fulga, o primă mutare și Crețu, dacă nu mă înșel. Din ce am văzut, Crețu. Uite, o să mai verific odată, să mă asigur că acestea sunt mutările. Da, momentan nu avem nicio informație, nicio confirmare, nici pe niciun site, absolut niciun da, site nu are aceste modificări. Spune. Da, nu a apărut și le așteptăm și noi, pentru că am văzut rapid aceste mutări, n-am apucat să notez efectiv toate mutările. Da, uite, Popescu văd că încă este în teren. Foarte, foarte ciudat. Așteptăm să vedem și noi exact toate detaliile. Știți un video cu Popescu, unul dintre cei doi. Acum am văzut un Popescu care a ieșit, dar oricum am fost și noi surprinși, dar se pare că au fost surprinși și cei din camera tehnică, cei care se ocupă de transmisia acestui meci, pentru că momentan n-am avut nicio informație despre schimbările făcute la FCSB. Da, la FC Argeș, din ce am observat, nu sunt mutări, cam aceeași formulă ca și în startul jocului. Altfel, uite, să vedem curând și echipele la Inter cu Milan. Am spus că Tătărușanu este anunțat titular. Sper să avem aici confirmarea cât de curând. Da, uite, le avem. Tătărușanu, într-adevăr, titular. Joacă Ibrahimović din primul minut, la fel Brahim Diaz, Teo Hernandez, Kier, Leao, Meite, Romagnoli, Salemakers, Dalo, Chessie, echipă da. Bună la Milan. Echipa și la de bază. Se joacă cu garda
cu cea mai bună gardă, practic, la fiecare da, echipă. Da, probabil aproape. Fac și, de fapt, nu probabil, cu siguranță asta fac și cei doi antrenori, având în vedere că este un derby, chiar dacă este în Cupa Italiei, trimit în teren cele mai bune echipe, exact cum am văzut și duminică la Manchester United cu Liverpool, unde Solskjaer și Jurgen Klopp au trimis cele mai bune echipe, deși a fost vorba despre un meci dintr-o fază preliminară a Cupei Angliei. Exact, în schimb la Milan joacă Tătărușanu portarul de cupă, așadar Milanul joacă cu Tătărușanu, Dalot, Kier, Romagnoli, Teo Hernandez, Meite Kessie, Salemakers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic, iar la Inter sunt Handanovic, Škriniar, De Frey, Kolarov, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Lukaku și Alexis Sanchez. Nu joacă Lautaro Martinez în această partidă, în schimb joacă Alexis Sanchez, oricum o echipă foarte bună trimisă în teren și de Antonio Conte. Aici FCSB și FC Argeș la egalitate 0-0. FCSB atacă o centrare în care ul oaspeților, dar mingea se duce pe lângă poartă. Rămâne 0-0 aici și așteptăm, Andrei, și alte goluri. Exact, și așteptăm în continuare și pronosticuri de la toți cei care sunt aici alături de noi pe live-ul din această seară. Avem din nou mai multe comentarii. Mineru spune că vor fi cel puțin două goluri în repriza a doua. Apoi unde rămăsesem, că mi-a luat-o puțin razna chatul. Adi, am bilet pe Valladolid Levante și Betis Sociedad GG. Primul a ieșit deja, cotă 4.92, cred că este cota finală, joc doar la Unibet din Germania, celelalte case de pariuri cu licență sunt foarte simpliste. Ok, pe ea te așteptăm să ne zici și din ce oraș ne urmărești, Adi, pentru că sunt curios de unde, din ce parte a Germaniei ne urmărești. Uite, a venit și Mihai 80 cu un pronostic. Pentru repriza a doua la live am o cotă de 47, ia uite, îndrăzneți, FCSB GG, Mannheim GG, Valenciennes GG, iar la cota de 10 am așa FCSB peste 1,5 goluri, Mannheim peste 1,5 goluri și Valenciennes peste 1,5 goluri. Nu contează cine marchează în meci, toate pe repriza a doua. Iată cât de simplu pare să câștigi la pariuri când îi urmărești biletele lui Mihai 80. Da, uite, mai sunt comentarii, unele chiar simpatice. Scrie aici Costel, ai o voce de-mi spargi căștile la telefon. Ca să continui gluma, Costel, chiar s-a întâmplat mai de mult unui coleg de-al meu când comentam un meci și am strigat gol. Nu știu, era un meci din Brazilia sau din Liga 1, nu mai știu exact, dar oricum mi-a spus că era acasă și a dat sonorul pe mut și tot mă auzeam că strig gol și cu sonorul dat pe mut. Deci doar, nu știu, ar trebui poate să anunțăm cumva că există și acest pericol. Ce drept cu căștile, da, e mai riscant că sunetul vine așa direct spre timpane, dar o să încerc să mă temperez. Uite, ne scrie Ionuț care ne spune că au intrat Crețu, Waidă și Dumitru, iar Florin Maxim spune Doamne, ce o ridică ăștia în slăf pe FC Argeș, dacă ar fi fost terenul masă de biliard, dar ar fi fost 3-0 pentru FC, pe la ce teren nu au, nu ar fi fost în stare și cu Liverpool, ar fi fost în stare și cu Liverpool să facă 0-0 la pauză. Da, foarte, foarte simpatice comentariile, așa că vă așteptăm, prieteni, să ne scrieți aici în număr cât mai mare, pentru că, vedeți, noi citim absolut toate comentariile, și cele pozitive și cele negative, cât timp sunt scrise în limita bunului simț și nu sunt cu jigniri și orice alte cuvinte care nu pot fi citite, bine, noi le vom citi cu mare plăcere și vedem ocazia asta importantă a lui Olaru. Oh, foarte, foarte aproape. Uite, Andrei, un pariu pe care aș îndrăzni să-l plasez acum live la meciul Crystal Palace cu West Ham. Tu luase inițial, ai vrut să iei peste 2,5 goluri, da, din ce da, mi-aduc da. Aminte. Acum
pentru varianta sub 3,5 goluri, adică să nu se mai marcheze, este o cotă de 3,60. Să nu se mai marcheze? Aș merge pe acest... Să nu se mai marcheze. Sau, dacă nu, ca să fim mai reținuți cumva, să luăm sub... este și varianta sub 4, dar și sub 4,5. Nu știu exact ce înseamnă. Uite, la casa pariurilor, poate tu ești mai... mai stăpân cumva pe asta, poate să luăm, adică să se marcheze cel mult 4 goluri sub 2, sub da, adică să se mai marcheze cel mult un gol. Ok, cotă 2,45. Foarte bună. Foarte, foarte bună cotă. Asta aș fi, sub 4, deci nu sub 4,5, sub 4, nici sub 3,5, sub 4 goluri, cotă 2,45. Doar sub 4 goluri, adică nu sub 4,5. Sub 4,5 este 1,58 și sub 4, 2,45. Asta înseamnă că dacă se vor marca 4 goluri, vom primi miza înapoi. Dacă vor fi exact 5 goluri, vom pierde, clasic. Da, eu zic că cumva merită să încercăm această cotă. Da, practic este pariu ceva mai sigur la ce ai spus tu mai devreme, la cea cotă de 3,60, să nu se mai marcheze. Da, tocmai pentru că, ți-am mai spus, am văzut atâtea meciuri, atâtea cazuri când s-au marcat 2 sau 3 goluri în primele 10-15 minute și apoi nu s-a mai marcat până la final. Aici mă aștept să mai văd cel mult un gol. Cam asta este ideea și de aceea merită cumva să riscăm cu această cotă. Până la urmă nu avem nimic de pierdut. Da, e o cotă foarte, foarte bună, trebuie să recunosc, să știi că se pare un pariu foarte interesant și nu mi se pare imposibil să nu se marcheze două goluri în acest meci. Să nu se mai marcheze două goluri, pentru că deja s-au marcat trei. Exact. Am vrut să citesc din comentarii și avem extrem, extrem de multe. Uite, Broad, pariez pe penalti ratat de Florin Tănase, minutul 88. Cu siguranță va fi o cotă extrem, extrem de mare, Broad. Dacă o prinzi, te rog să ne spui și nouă ce cotă este dacă găsești un asemenea pariu. Florin Ciprian Aniță e nemulțumit că nu dă meciul. Uite, chiar acum o să încarc o primă ocazie din repriza secundă. Adi ne spune Düsseldorf, Hamburg, GG 3+, locuiesc în Freiburg, dar sunt din Reșița. Îți mulțumim totuși că ești alături de noi, Adi, și dacă n-ai făcut-o deja, te invit să te abonezi la canalul nostru de YouTube Telecom Sport România, pentru că de acum încolo, în fiecare săptămână, noi vom face asemenea live-uri pe meciurile din Liga 1 și ne dorim și ne-am propus ca toți românii care sunt plecați din țară și care nu au acces la meciurile noastre în fotbalul intern. E bine, ne-am propus să le arătăm noi fazele în timp real aici pe live streamurile pe care le vom organiza de acum încolo. Petre Vasile, da, mai trebuie să bată FCSB și am pus mâna pe 140 de milioane, iată. Da, baftă. Multă baftă, așa e. Petre... Eu cred că va câștiga. Uite, Alberto ne salută din Torino și chiar vă invităm din nou să ne spuneți fiecare de unde ne urmăriți, de unde sunteți, tocmai să facem așa un tur de orizont, cum se spune, să vedem până unde ajungem și în această seară cu live-ul nostru. Să vedem cu ce ne surprind. Am cuprins toată Europa, am mai ajuns și prin Asia și hai să vedem ce surprize mai găsim. Ne scrie și Daniel Florentin, degeaba face FCSB figur că FC Argeș este o echipă bună. Cornel bate FCSB din penalti, minutele 80-90 doar așa pe terenul ăsta. Uite, ne spune Adi, pariez doar de un an, dar coincidență sau nu, de când vă urmăresc sunt pe plus, până acum ca orice începător, cum se cade, doar am cotizat. Ne bucurăm să auzim acest și lucru. Și drept dovadă că
ne-a urmărit până acum și noi chiar n-am mințit cu nimic pentru toți cei care nu ne-au urmărit în live-urile anterioare când am spus că am ieșit doar pe plus în fiecare intervenție. E bine, iată că a venit încă o confirmare. Da, uite, a început repriza a doua la Crystal Palace cu West Ham. Andrei, dacă vrei să pariezi, ai ocazia acum. Și uite să îi anunțăm pe prietenii noștri pariori care au fost probabil familiarizați cu ceea ce se întâmpla în fotbalul din Burundi în perioada stării de urgență. Nu se juca aproape pe nicăieri, poate doar în Nicaragua și în Belarus ulterior. S-au decis finalistele în Cupa Președintelui astăzi. Cel puțin am văzut că au fost două, s-au jucat semifinalele astăzi, au fost meciuri foarte interesante cel puțin. Flambeau du Centre a trecut de Aigle Noir 1-0 și Rukinzo, un om eliminat, a trecut de Olimpic. Aceasta este finala Flambeau du Centre Rukinzo. O să văd exact când se joacă și finala, pentru că e foarte așa interesantă această competiție, cel puțin n-am cum să uit că atâta timp ne-a ținut de cald, că Da, și să nu uităm nu și aveam meciurile meciuri. din Nicaragua. Exact, Nicaragua, Belarus, deja eram specialist în ceea ce se întâmpla pe acolo, dar sperăm să nu mai ajungem în acea situație, oricum să ne bucurăm de ce avem. Da, nu cred că Da. vor mai veni vremurile alea prea curând. De exemplu, chiar mai devreme am și făcut o știre pe site-ul telecomsport.ro din declarațiile oferite de Răzvan Burleanu, care a anunțat că din luna martie se vor relua și meciurile din competițiile de amatori din fotbalul românesc și totodată și meciurile din competițiile pentru copii și juniori. Ușor, ușor intrăm în normalitate, Bogdan. Da, uite, ne scrie aici Costel, vă urmăresc din China. Wow, Oh, până în China nu am ajuns. n-ajunsesem până acum. Dar dacă ești din Beijing, chiar e perfect, pentru că eu am ajuns acolo acum vreo 13 ani la Jocurile Olimpice. Salutări, Costel, oricum, cu totul o experiență deosebită, China, fără doar și poate. Aici ocazie incredibil, incredibil. Nu s-au înțeles cei de la FCSB aici, o Oh, situație foarte bună. păcat. Ne salută Samuel Constantin din Spania, Barcelona, hai FCSB cu gol Popescu. Denis Man. Întreabă Broad cât am câștigat personal cel mai mult la pariuri dintr-un singur bilet. Iar Cornel ne spune, vă urmăresc din Elveția, San Galen, sunteți star. Mulțumim, Cornel. Cât am câștigat cel mai mult, nu știu să spun exact, nu știu, poate ca și am prins în septembrie, atunci când am mers pe Liverpool Leeds, am țin minte că am avut un bilet, nu știu, cu vreo 500 de lei investiți, am câștigat vreo 2500 de lei, am avut Liverpool cu Leeds, ambele marchează și Liverpool câștigă și Liverpool s-a impus cu 4-3 în finalul jocului. Altfel, țin minte că am avut inspirația, chiar dacă n-a fost un moment de bucurie atunci, din punct de vedere sentimental, dar din punct de vedere al pariurilor, am mizat pe. Deci, practic, în 4 zile, când a fost dubla România-Slovenia în 2001, atunci abia începusem să pariez, am mizat pe meciul. Am făcut un bilet, unul dintre meciuri a fost Slovenia învinge România și a fost pariu câștigător. Am avut atunci un bilet, nu știu, la o cotă de 5 sau ceva de genul acesta. Și apoi la retur am mizat doar pe scor corect România-Slovenia 1-1. Era o cotă de 6. Am pariat atunci gen, nu știu, 30 de lei și am câștigat 180. Cam acestea au fost, să spunem, pariurile mele memorabile, ca să spun altfel. Poate mai e drept, am mai avut unele pariuri pe care am la care am avut câștig de cauză. Țin minte, a fost finala Euro Marseille cu Atletico Madrid în 2018 și atunci am mers pe scor corect 3-0, pentru că Marseille pierduse
pierduse precedentele finale de Europa League cu 3-0 și cu Valencia și cu Parma, a mers pe 3-0, Atletico câștigase precedenta finală de Europa League cu Bilbao tot 3-0, a fost 3-0 în acel meci, a fost o cotă, nu știu, de vreo 5 sau ceva de genul acesta. Aceștia au fost ponturile mele și pariurile mele, să spunem, păi bravo, memorabile. Bogdan, ai avut ce să ne povestești. Da. Din păcate, vedem că se ratează foarte mult la acest meci și nu vrea să intre mingea în poartă momentan. A fost o nouă ocazie uriașă pentru FCSB, o lovitură liberă executată perfect. Din câte am văzut, mingea a fost respinsă în corner, a lovit și bara, ceva de genul. N-am apucat să văd toată faza prea bine, însă cu siguranță vom avea toate relorile aici în livestream-ul nostru în doar câteva minuțele. Și suntem în minutul 64, dar eu am mare încredere că se va marca. Andreea Maria, uite, chiar a jucat o cotă de 4.21 ca FCSB să marcheze două goluri. Având în vedere ce s-a întâmplat și cu UTA, ce s-a întâmplat și cu Astra în live-urile pe care le-am făcut noi când FCSB, știm foarte bine că a marcat chiar și de 3 ori după minutul 70, cred că sunt toate șansele să se întâmple asta din nou. Uite, Leeds are 2-0 cu Newcastle, minutul 49. Acum au punctat cei de la Leeds, ei drept a mers, eu am spus pe varianta sub 3,5 goluri. Nu știu dacă ai pariat. N-am pariat, dar oricum suntem, mai trebuie, mai avem, mai permitem un gol. Exact, exact. Oricum nu-l văd prea bine pe Steve Bruce, pentru că Newcastle are o serie îngrozitoare de rezultate. E adevărat, a jucat și mult în deplasare, acum cu Leeds era destul de complicat. Newcastle totuși mult mai slabă decât Leeds, cu toate rezultatele așa sinusoidale ale trupei lui Marcelo Bielsa, era greu de crezut că Leeds poate să se împiedice în această confruntare cu cei de la Newcastle. E un rezultat care practic o ridică un pic pe Leeds spre jumătatea clasamentului, okay, chiar în spatele lui. Nu mă așteptam nici eu să scoată un rezultat pozitiv, adică cel puțin un egal Newcastle în meciul cu Leeds, dar sincer să fiu, înaintea partidei chiar mă așteptam să marcheze cel puțin un gol, pentru că deja sunt ore întregi, dacă le pui cap la cap, de când Newcastle n-a mai marcat în Premier League. Are o serie îngrozitoare de rezultate și dacă pierde și asta și asta se va întâmpla cel mai probabil și nici nu va marca, va intra din ce în ce mai serios în lupta aceasta pentru salvarea de la retrogradare. Da, uite, golul e anulat pentru un hands. Apăruse cine marcase? Stuart Dallas marcase pentru Leeds. Golul a anulat pentru un hands, probabil în urma VAR. Rămân în cărți cu pontul meu sub 3,5 goluri. Rămân în cărți bine de tot, ca să spun. Uite, întreabă Adi, ce părere avem de Chelsea, Wolverhampton și Everton Leicester de mâine. Meciuri interesante, mai ales Everton cu Leicester. Un meci cu totul deosebit. Un meci unde personal nu știu, aș merge pe varianta ambele marchează, dacă e să mă întreb. Da, și eu, acesta și ar fi eu aș merge nou, pe varianta asta, mai ales că la Everton a revenit cu gol după o accidentare care l-a ținut departe de teren ultimele 2-3 etape. Calvert-Lewin, golgheterul echipei, a revenit cu gol în Cupa Angliei, meciul cu Sheffield Wednesday. Revenire importantă pentru Carlo Ancelotti. Am văzut că a revenit și James Rodriguez cu două pase de gol. De partea cealaltă, ok, nu va juca Jamie Vardy. Va fi greu fără Vardy pentru Leicester, însă cred că poate ieși GG-ul, mai ales că Everton este o echipă care scârție în defensivă. Da, și la Chelsea Wolves, personal aș merge pe victorie Chelsea, cu toate problemele din ultima vreme. 1.60-1.63 cote am văzut pentru victoria albaștrilor. Da, tocmai ce a fost prezentat Tuchel, mi-au zis colegii de la telecomsport.ro. Da,
Chelsea până la urmă are 3 victorii în ultimele 4 meciuri. E drept, a pierdut cu Leicester și cu City, echipe fruntașe în Premier League, dar Wolverhampton nu este chiar o echipă atât de speriat, chiar dacă a pus destule probleme în multe partide. Totuși mă aștept ca Chelsea să se impună în meciul da, de mâine. Wolverhampton are și mari probleme la nivelul lotului. De exemplu, Raul Jimenez abia a revenit la antrenamente și a început să facă așa doar alergări ușoare. În același stadiu este și Daniel Podence. De fapt, ia, dacă tot am ajuns aici, zi-mi Bogdan cum se pronunță, că tu ești comentator și ești mai îndreptățit să spui. E Podence sau Podence? Păi, dacă e să ne luăm după fonetica numelui, ar trebui să fie Podence. El este portughez. Da, numai că ei au, nu știu, sunt origini, uite, să mă uit exact la originile sale. Nu e nevoie, am crezut doar că ai idee, așa că... Nu! De regulă caut la fiecare jucător, caut cumva să îl pronunț cam cum e, cum îi se spune lui în, în limba lui, la el acasă. De fiecare dată m-am întrebat cum se pronunță Podence sau Podence. Acum, uite, văzând, nu știu, uitându-mă, în mod normal, eu aș zice... Podence i-aș spune, dar nu m-ar mira să-i spună portughezii Podence, da. Cu toate că există o apropiere destul de mare între, la anumite pronunții între limba portugheză și limba franceză. Sunt mulți, nu știu, mulți jucători sau mulți portughezi de regulă care, sau mulți francezi care au origini din Franța sau invers, de genul acesta. Au fost foarte mulți portughezi care au plecat în Franța. Cumva pronunțiile de acest gen pot să, nu știu, să nu fie conforme cu ceea ce credem noi, da. Ca să ne înțelegem. Uite, de exemplu, în Argentina, când am fost acolo, am observat acum un an și ceva, am văzut efectiv că felul în care noi spunem jucătorilor din Argentina sau antrenorilor de acolo e complet greșit față de felul în care sunt pronunțați ei acolo, pentru că cu toate că noi încercăm să vorbim în limba spaniolă și să pronunțăm în mod firesc numele acelea, ei bine, în Argentina se pronunță cu totul diferit. De exemplu, Marcelo Gallardo este de fapt Marcelo Gajardo și multe alte exemple de genul acesta. Carlos Bianchi, cum știam noi că îi se spune, pentru că știam că are origini din Italia, ei bine, ei spun Carlos Bianchi și multe alte exemple de acest gen. Deci, cum știam noi, era complet greșit. Ricardo Bocchini, care e legenda lui Independiente, este de fapt Ricardo Bocchini și multe alte asemenea exemple. Maiada, care se scrie cu Y, este Majada. Și, uite, putem face o emisiune întreagă numai cu asemenea... Și revenind la meciul nostru la Chelsea cu Wolverhampton, pe lângă Jimenez, Podence, Marsal, mai sunt încă 2-3 nume importante care nu joacă la Wolves. Sunt mari probleme pentru Espirito Santo, așa că și eu mă aștept la acest meci ca Chelsea să iasă din perioada proastă, mai ales că a fost prezentat și Thomas Tuchel, și mă gândesc tot așa la o victorie. Broad ne spune o cotă de 16 pe scor corect, Barcelona 3-0 cu Liverpool atunci când, înainte să aibă acea revenire senzațională, Liverpool știm foarte bine în semifinale, a fost parcă în semifinale, Bogdan, nu? Da. Barcelona, da, Liverpool, nu mai știu, oricum, sferturi sau semifinale, nu? Barcelona, Liverpool a fost sferturi sau semifinale, nu mai știu exact. Sunt a fost 2 ani și jumate de atunci. În semifinale, trebuie să fi fost în semifinale, în sezonul 2018-2019, în semifinale a fost, după aceea, da, în semifinale.
în semifinale. Da, și pe aia au făcut finala și au și câștigat-o. Uite, o să mai verific o dată. Da, așa am zis și eu inițial de semifinale, doar că nu mai știam exact. Uite, am dat căutare la pronunția lui Podan, sau am înțeles că e Podens. Podens, ok, ceva de, ok. De, acum nu știu, dar nu e portugheză, dar oricum mergem pe... mergem pe această idee. Uite, mai verific o dată și când au jucat Liverpool cu Barcelona, acel 4-0. Da, 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 așa țin și eu minte că s-a întâmplat. Uite că în semifinale, cum așa ar fi trebuit să fie, ce mi-aduc aminte. Acum mai da, semifinală. Hai că am ținut bine minte amândoi, Bogdan. Și uite, exact ce vorbeam mai devreme, ți-am zis că mă așteptam ca Newcastle să marcheze. Ei bine, iată, s-a întâmplat acum. Încă o dată, meciurile din Premier League nu mă dezamăgesc și iată că Newcastle a marcat și ea până la urmă. Cred că și pronosticul tău este acolo în siguranță cu sub 3,5 goluri. Dar 159, da, la cum s-a jucat până acum și la cât de închisă este Newcastle în general, pentru că nu este o echipă ofensivă, nu este o echipă care să știe să atace, nu prea am emoții și vreau să mai spun la fel că este minutul 74 la Argeș cu FCSB. Ce facem, Bogdane? Avem emoții cu pronosticul nostru. Avem emoții, dar... intrăm imediat în perioada care ne place nouă cel mai mult și fanilor celor de la FCSB, ultimul sfert de oră când se înscriu goluri până la urmă. Uite, a fost inspirat prietenul emisiunii, prietenul nostru de mai devreme, care a spus peste sub 1,5 goluri. Bine, nu ar fi exclus să vedem totuși două goluri în această perioadă, cu toate că e destul de complicat, da. Așa. Să sperăm că se marchează și hai, prieteni, că avem 193 de like-uri. Mai avem la dispoziție încă 20 de minuțele să ajungem la numărul pe care ni l-am propus. 250 de like-uri sperăm noi să obținem în această seară. Hai că am mai făcut deja încă unul, 194. Vă așteptăm cu like-urile, prieteni, pentru că noi de acum încolo vom oferi, la fel cum am făcut-o și până acum, toate fazele importante din FC Argeș cu FCSB în timp real aici în live stream-ul nostru de pe YouTube. Și uite, Bogdan ne întreabă, Broad, dacă ați jucat vreodată fotbal semi-profesionist. E bine, Broad, eu am jucat fotbal chiar la nivel profesionist, am fost legitimat la Juventus Colentina când era în Liga 3-a, am fost și la Victoria Brănești, am fost chiar... Exact. Am fost și la Victoria Brănești când echipa retrogradase în Liga 2-a și am fost aproape chiar să joc în Liga 2-a împotriva Viitorului Constanța, echipă care în acel sezon a și promovat. Am fost aproape să-l întâlnesc pe Gheorghe Hagi, doar că a lipsit așa de puțin norocul și n-am mai apucat să joc în acea partidă. Costel Muntean, CFR Astra, un scor? Nu știu, un scor, dar clar, fără emoții, merg pe victorie CFR eu. Da, uite, scrie Constantin, sunt stelist, dar mi-e tare teamă că se termină 0-0. Așa facem de ani, ne necăm cu echipele mici de acum două zile când am văzut că avem cu Argeș și am zis, mamă, gata, este egal. Întreabă Broad cum se pronunță Madeira, Funchal, e în portugheză, Madeira și Funchal, așa se pronunță. Pe de altă parte, uite, că să răspund și eu la întrebare, n-am jucat fotbal la nivel semiprofesionist, cel mai... mare, cel mai înalt nivel, să spunem, la care am jucat a fost la copii. Am fost vreo câteva luni la Rapid, acum vreo 20 și ceva de ani. Dumnezeu, 30 de ani dacă nu mă înșel, sunt cam 30 de ani aproape, la începutul anilor 90. Și chiar am aflat ulterior, când am început să fac emisiuni cu Florin Bratu, din discuții am realizat că am fost chiar colegi atunci la Rapid.
Nu știam atunci acest lucru, dar am aflat ulterior că am fost colegi câteva luni, ce-i drept. Eu am avut atunci, am fost câteva luni înainte să se facă selecția finală, practic m-am îmbolnăvit cu varicel. Atunci era la modă, a fost o perioadă chiar prin luna mai, din ce mi-aduc aminte. Am lipsit vreo 3 săptămâni și apoi am pierdut ritmul, nici n-am mai mers după aceea la fotbal. Am preferat, oricum, visul meu a fost să devin comentator și mi l-am văzut cu ochii. Deci am încercat și varianta asta de fotbal, apoi am mai jucat fotbal așa și competiție la nivelul satelor, când mergeam în vacanța de vară, undeva în județul Brașov, lângă Făgăraș, cam acela a fost nivelul meu maxim. Uite, e lovitură liberă pentru FCSB, minutul 80, hai că e minutul nostru, Andrei, e minutul în care încep să se întâmple da, lucruri. Da, și între timp s-au marcat 2 goluri în meciurile din Premier League. Leeds a punctat pentru 2-1. Și ocazie mare. Eu sunt puțin în urmă. Fu, hai să sperăm, Bogdane, că se marchează, să sperăm că avem nevoie de un singur gol. Nici nu mă gândeam la pauză că vom sta cu emoțiile astea. Da, uite, ai dreptate, s-a marcat West Ham, are 3-1 cu Crystal Palace, Dawson, cel care a punctat, și Leeds 2-1 cu Newcastle. Sunt gata, de acum încolo nu mai acceptăm goluri la aceste meciuri. Exact, exact. Să fim regulamentari, să spunem, să avem ponturile câștigătoare. Halis ne întreabă, ne zice că diseară este meci mare, Inter cu AC Milan, așa este, noi am dat deja pronosticul nostru, am mers pe sub 3,5 goluri. Adi ne întreabă de Southampton cu Arsenal, am căzut deja de acord că este un meci destul de dificil și am preferat să-l evităm. N-am mai pariat, eu în weekendul trecut am mers pe 1x la acest match pentru că cele două s-au întâlnit și în Cupa Angliei, să vedem în această seară ce va fi. Filip Marian ne salută din Bremen, te salutăm Filip și totodată el ne spune victorie Argeș cu 1-0, iar Ursu am pus între 2 și 4 goluri la Steaua. Se pare că și Ursu este la fel de dezamăgit ca noi de... Sau poate optimist. Hai să fim, să vedem partea plină a paharului, da. Și bine, 10 minute. Nu, plus prelungirile, poate nu e chiar totul pierdut. Exact. Alin Robert ne spunea și el că Leeds a marcat pentru 2-1, iar Paul ne oferise un pronostic care se pare că din păcate n-a mai ieșit, că se marchează în minutul 72. Uite, Ișvan Tibor, tot vă urmăresc din Irlanda, o idee foarte bună cu live stream-uri, chiar și meciul ați putea să-l transmiteți, mulți ar da play, pay per view, hai fece Bihor. Da, din păcate momentan nu avem această opțiune, nu putem să transmitem meciul integral, însă Ișvan, noi dăm aici în timp real cele mai importante faze cu video, pentru meciurile pe care le avem în momentul în care noi intrăm în direct, meciurile pe care le avem din Liga 1. Și uite, e un mesaj pentru tine, Filip Marian, se pare că vă cunoașteți. Da. Sau cel puțin, mă rog, pentru că am pomenit de Făgăraș, spune că a lucrat în Disconego, o discotecă în Făgăraș, da, am fost de nenumărate ori acolo. Cei mai vechi prieteni ai mei sunt din Făgăraș și din Brașov și am amintiri frumoase și de acolo din discoteca Negoiu. Ce vremuri, mamă, dar au trecut zeci de ani de atunci, dacă poți să-ți imaginezi, Andrei. Aici un șut deviat, dar nu va fi lovitură de colț. Hai și că uite, mai avem puțin timp, sperăm. Uite încă un Gabriel Barbu ne spune Southampton Arsenal 2-2. E Florin Maxim că se va termina 0-0, e clară treaba și tot așa zice că a pariat pe X Marian Giurgi. Oh, bravo, felicitări Marian dacă vei încasa în această seară, pentru că totuși mi se pare un pariu foarte, foarte îndrăzneț. Iar Broad, uite, a revenit tot așa cu un comentariu pentru tine, Bogdan.
Da, imediat. Că spune, mi-a plăcut cum ai țipat la golul lui Kirikeș contra lui Ajax. Da, golul lui Kirikeș, golul lui Latovlevici și la loviturile de departajare. Până la urmă, toată seara aceea este cu totul specială pentru mine. 21 spre 22 februarie. N-am uitat aproape nicio frază pe care am rostit-o în acea partidă. Oricum, meciul carierei mele de comentator, fără doar, și poate fiecare dintre comentatori are un meci totodată care... pot spune că a fost și meciul tuturor jucătorilor de la FCSB, meciul carierei. Absolut, absolut. Toți se vor raporta cumva la acea partidă. Au fost la anumite, am și spus atunci, la anumite cicluri și jucătorii și în fotbalul nostru mai sunt meciuri memorabile, cum a fost acela. Și evident, eu am fost printre norocoșii care au fost la microfon atunci. Așa cum, nu știu, mulți își vor aminti de, mă bucur faptul că legat de acel succes, mulți își vor aminti de acea seară magică și raportându-se la mine, ceea ce este un lucru cu totul deosebit. Așa e, uite, și deja cur comentariile aici pentru tine. Foarte, foarte multe aprecieri pentru felul în care ai comentat și în care comentezi chiar și aici pe live-ul nostru, pentru că până la urmă ai stilul tău aparte și oamenii apreciază asta aici în comentarii. Da, America de Sud, dacă vedeți tricoul pe care l-am, scrie Boca, e chiar din Buenos Aires, cumpărat de la ultimul Superclasico cu spectatori. În octombrie 2019 s-a mai jucat un Superclasico acum la începutul anului, dar oricum și atunci am transmis live pe Facebook meciul. Da, mă întreabă Florin dacă mai sunt la Digi. Nu, sunt la Telecom Sport, așa cum vedeți, și la B1 TV la un pont pe zi. Curând se face anul de când am plecat de la Digi Sport, dar uite, viața se oferă numeroase surprize. Ne reîntâlnim aici pe canalul Telecom Sport România. Și mai mult ne și vedem aici. Exact. Bun, uite, scrie Alin, dacă mai era FCM Bacău, mai eram și eu interesat de fotbalul românesc. Și scrie Filip, un meci memorabil, Dinamo Foresta 4-5. Și acela a fost, fără îndoială. Dar atunci încă nu mă apucasem să comentez meciuri de fotbal. Uite aici, ocazie pentru cei de la FC Argeș, o situație bună. Mă rog, e cam izolat jucătorul acela în partea stângă și e deposedat până la urmă. Până la urmă, Andrei, acum forțând un pic nota, și un gol de la FC Argeș îl acceptăm. Pentru n-ar fi rău, că oricum ne iese pariul. Mulții au jucat goluri în această seară. Am văzut și puțini au mers pe victorie simplă FCSB, că foarte multă lume am văzut că a combinat victorie FCSB cu tot cu goluri, așa că dacă marchează FCSB-ul acum un singur gol, nu cred că va fi de ajuns pentru pariorii noștri. Avem, iată, și un urmăritor direct din Southampton, e Florin Maxim. Sergiu Gaming ne spune că ne urmărește din Cehia. Ursu zice că e optimist în ceea ce privește meciul celor de la FCSB și noi sperăm că se mai marchează acel gol pe care îl tot așteptăm. Și de totodată Ursul ne întreabă ce am pariat astăzi. Avem un bilet cu Inter sub 3,5 goluri, City peste 2,5 goluri, în meci ne referim, victorie Sporting Lisabona și victorie PSV. Oriana, ce pronostic este că Schalke să mai câștige un meci în Bundesliga în acest sezon? Cu siguranță se va mai întâmpla să mai câștige și Schalke, însă va fi foarte greu să se salveze de la retrogradare. Halis ne urmărește din peninsula din Italia, iar așa că mi-a luat-o și mie razna acum chatul. Uite, scrie Leonardo, penalti din minutul 89. Broad ne spune că ne place cum comentăm, ne bucurăm că
suntem cumva în asentimentul Mihai, Mihai 80 s-a depășit borna de 200 de like-uri. Așa este, avem 216 și 191 de urmăritori. Hai că mai avem la dispoziție încă 5-10 minute. Hai, prieteni, că să trecem de 250 de like-uri, exact cum ne-am propus de la început. Hai cu like-urile, pentru că mai avem nevoie de doar 34 de like-uri ca să atingem borna de 250, bornă pe care a fixat-o Bogdan mai devreme, eu spusesem inițial 150, dar iată că se poate și suntem aproape chiar de 250. Hai că iată, 218, hai să numărăm împreună, săriți cu like-urile pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Nu ieșim, Andrei, până nu facem borna de 250 de like-uri. Și aș zice acum și meciul să se joace până se dă gol, ca să bifăm aici un nou pariu câștigător. Apropo de ce s-a întâmplat. De exemplu, asta spune și Florin Maxim. Florin ne urmărește din Southampton și e supărat. Cum sunt și pariurile acestea? Cine se aștepta ca la FCSB să se termine 0-0? Și nu oricum că am urmărit această partidă, au fost ocazii uriașe, uriașe, în special pentru FCSB. Și tot Florin spune, pe mine m-a scos Dortmund cu Mainz când s-a ratat lovitură de pedeapsă Dortmund și s-a terminat 1-1. Grigan Cristi, vă salut din Olanda, te salutăm și noi, Cristi, și ne întreabă ce șanse mai are Dinamo, probabil la salvarea de la retrogradare sau de la faliment. Ce crezi, Bogdan? Salvarea de la retrogradare eu cred că este ceva realizabil. Eu am încredere în Jerry Gane, în calitățile lui de antrenor. În rest, nu știu, falimentul e o altă situație. Aici vorbesc din punct de vedere sportiv. Ce se întâmplă în culise, deja, mai ales la Dinamo, este mult prea mult chiar și pentru mine. Și oricând apar lucruri neașteptate, lucruri noi, nici nu știi cum să mai iei toată această poveste. Dar altfel, din punct de vedere sportiv, cred că Dinamo nu are cum să cadă din Liga 1. Cam aceasta este opinia mea. La fel cum personal aș paria pe FCSB că va lua titlul, chiar dacă nu va câștiga în această seară cu FC Argeș. Uite, Zeu a remarcat un lucru foarte interesant. Cine a pus pe 3X-uri astăzi în Liga 1 a făcut bani. Da, e o strategie de pariere foarte... riscant ar fi fost. Foarte... Nu știu dacă riscantă, dar nu, este o strategie de pariere pe termen lung care dă rezultate. Mai ales că nu se joacă meciurile la aceeași oră, e foarte important. Chiar am un prieten care are această strategie de pariere pe Liga 1, mereu la fiecare meci pune, nu știu, începe cu 100 de lei pe primul meci al etapei. Dacă nu se termină X, pune pe următorul 200, dublează suma. Ideea este că atunci când prinzi X-ul, prinzi o cotă de cel puțin 3. Deci, oricum ești pe plus ca investiție. Acum, dacă a pariat, iată, pe X la fiecare meci, deja e o zi profitabilă, mai mult decât profitabilă pentru el. Adi a revenit și el cu un nou bilet. Avem aici GG sau 3 plus, ne recomandă de fapt la meciurile din Zweite Bundesliga, GG sau 3 plus, pentru că sunt cote foarte bune, spune Adi. Am prins din nou un bilet, AUE cu Kickers 1 și 3 plus, cotă 4.50, bravo Adi, felicitările noastre. Dacă tot am vorbit de Zweite Bundesliga, iată, Suciu Adinerne salută și el din Germania și avem salutări chiar și din Spania, de la Cornel Răgăzan. Ghirigan Cristi ne dorește multă baftă cu biletul pe care îl mai avem. Și uite, Marian Giurgi spune că a pus 1000 de lei pe X la acest meci. Bravo, Marian, ai riscat foarte mult, dar în același timp ești foarte, foarte aproape să
încasezi. Broad, e curios, Bogdane, să afle dacă din instinct comentezi și meciurile pe care le vezi singur acasă în timpul liber. Da, mai am momente când, nu știu, mai tresar, mai spun câte ceva. Evident că nu pot să stau liniștit sau poate, nu știu, mai transmit câte o indicație unui jucător în speranța cumva că mă va auzi de aici din fața televizorului. Hai să vedem această lovitură liberă. Suntem deja în prelungirile jocului. Te aștept pe tine să-mi spui că eu sunt în urmă. Dar resping cei de la Argeș, va fi lovitură de colț. Hai că mai este o șansă. Minutul... Nu, iau de poartă. Este deja minutul 93. E aproape de final meciul. Asta e. Nu ne-a ieșit primul pariu. De regulă, ne ies cele cu cota 5, Andrei, exact, până la urmă. Chiar nu mă așteptam. Și mai ales, să fim serioși, a fost un meci cu ocazii uriașe. De-a dreptul uriașe. Da, se mai întâmplă. Se mai întâmplă și asemenea rezultate. E drept, am spus-o de la început, faptul că nu se joacă pe... Faptul că ningea, că era un teren înghețat cu probleme, totuși nu a afectat atât de mult jocul, pentru că au fost ocazii. Că mingea n-a intrat în poartă e deja o altă discuție, dar n-a fost un meci așa, nu știu, dezlânat, în care să vedem multe mingi bubuite prin tribune, da. Pur și simplu... Mingea nu a intrat în poartă, asta s-a întâmplat și a fost iarăși un meci foarte, foarte plăcut de urmărit până la urmă, că e important și acest lucru, să vezi meciuri care să placă ochiului. Da, și Caragiu ne întreabă dacă mai are șanse Craiova la campionat. Eu zic că până nu schimba antrenorul și până nu îl înlocuiește pe Corneliu Papură, nu cred că va avea vreo șansă. Cine va lua campionatul în Spania și în Italia? Clar, în Spania va lua Atletico Madrid, am văzut că are un avans uriaș și este și în cea mai bună formă dintre toate cele trei echipe, Atletico, Barcelona și Real Madrid. În Italia, să vedem, e luptă încinsă, dar nu știu pe cine să mergem, Bogdan, acolo. În Italia, nu știu, eu personal în Spania încă mizez pe Real Madrid, nu știu, oricum ar fi, cred că Realul poate să remonteze, cu toate că Atletico a luat un avans destul de mare în momentul de față, dar nu e timpul pierdut ca Realul să-și revină. Pe de altă parte, în Italia, cred că Milanul va lua titlul din inerție, chiar dacă se încurcă cum a făcut cu Atalanta, dar va fi ajutată de pașii greșiți pe care îi tot face Interul. Inter care nu poate să profite, iar Juventus mi se pare că este totuși prea în spate ca să mai remonteze acest handicap, chiar dacă la un moment dat Juve poate se va apropia mai mult de primele clasate. Cam acestea ar fi conturile mele pe titlul în Italia și în Spania. Uite, era aici un mesaj din partea lui Filip, care spunea că CFR-ul să ia titlul, spune: fiar de lean, ești din Beri voi. Ei bine, nu sunt din Beri voi, asta e foarte interesant, Andrei, fac o paranteză aici, acest lucru. În Beri voi cred că sunt peste 70% din oamenii de acolo, au acest nume Sokol, dar eu n-am nicio treabă cu Beri voi, nimeni din familia mea nu e de acolo. Practic, numele meu provine de la din partea bunicului, din partea tatălui, care vine de undeva de pe lângă Orăștie, bunicul meu fiind pe timpuri mare fan Corvinul Hunedoara, în perioada de glorie, cu Klein, Rednic, Andone, Gabor, deci de acolo vine numele acesta. Și culmea, pe președintele Corvinului din acea perioadă chiar îl chema ca și pe bunicul meu Ian Sokol, dar nicio legătură de rudenie, ca să închei așa paranteza. Uite, avem din nou salutări din Copenhaga, din Cipru și din Târgoviște, de aici, de lângă noi.
Ne întreabă E. Florin Maxim unde poate urmări și el jucătorii indisponibili ai unei echipe. Ei bine, i-a răspuns între timp Adi pe SofaScore sau de asemenea și pe FlexScore puteți urmări toți jucătorii care sunt indisponibili înaintea unei partide. Marian Giurgi, eu am prins în seara asta 10.000 de lei. Bravo, Marian, ia uite, te felicit, bravo, aplauzele sunt pentru tine. Și prieteni, mai avem foarte puțin de stat aici împreună, încă 2-3 minuțele până terminăm cu citirea comentariilor. Avem 230. Exact. Asta voiam să spun. Cât mai stăm noi 2-3 minuțele, hai să atingem suma aceea de 250 de like-uri și să încheiem și noi live-ul așa cum trebuie. Să uităm de supărarea pe care ne-a creat-o meciul dintre FCSB și FC Argeș, dar să nu uităm că avem un bilet foarte interesant în care eu îmi pun mari speranțe. Vi-l reamintesc, prieteni, Inter sub 3,5 goluri și City peste 2,5 goluri, ambele în meci. Nu să marcheze sau să nu marcheze echipele respective, ne referim strict la meci. Victorii Sporting și PSV în campionatele interne, cota finală a biletului 5,18 și am pus 100 de lei. Avem 240 de like-uri, încă 10 like-uri și în același timp Ișvan Tibor tot ne-a oferit un super sticker de 5 euro. Îți mulțumim, Ișvan, îți mulțumim că ești alături de noi și de acum încolo te invităm să intri în fiecare live, pentru că noi în fiecare săptămână ne vom strânge aici cu toți românii plecați din țară, cu toți fanii sportului în general și în special ai fotbalului din Liga 1, ne vom strânge aici pe canalul de YouTube Telecom Sport România. Mai avem încă 6 like-uri, Bogdan, și ajungem la numărul pe care ți l-ai propus și tu. Da, uite, e 0-0 în continuare la Emmen cu PSV, este minutul 45, au fost mai multe ocazii pentru cei de la PSV, dar nefructificate. Sper să nu aibă și meciul ăsta soarta celui recent încheiat dintre FC Argeș și FCSB, dar uite, suntem aproape să... Sunt aproape eu cel puțin să de avea dreptate în privința ponturilor date la Crystal Palace West. Am spus că nu se marchează, se marchează sub 4 exact. Goluri, este 1-3, minutul 88 și Newcastle Leeds am luat sub 3,5 goluri, este 1-2, minutul 85. Acolo nu cred că mai sunt probleme. Au fost câteva rezultate foarte interesante. Uite, în Belgia a fost Beveren cu Mechelen, era 2-0 la un moment dat, apoi s-a făcut 2-2 minutul 70, 2-0 la pauză pentru Mechelen, iar în minutul 90+2 cei de la Mechelen au dat lovitura de grație, victorie cu 3-2. Pe de altă parte, uite, spuneam în Olanda într-o altă partidă, Zvole a remizat cu Heracles Almelo 2-2, de asemenea cei de la Heracles au condus cu 2-0 la pauză, dar Zvole a revenit cu două goluri în minutele 50 și 73. V-am spus că în Cupa Italiei Tătărușanu este titular în meciul în Il Derby de la Madonina dintre Inter și Milan, meci care a început chiar acum și la 23:15 este Boavista cu Sporting Lisabona, unde noi am mers pe victoria oaspeților, doi solist așadar. Uite că am ajuns la 250 de like-uri, vă mulțumim, prieteni, gata, putem să închidem și noi liniștiți live-ul de astăzi, pentru că exact cum zicea și Bogdan mai devreme, nu închidem live-ul până nu strângem 250 de like-uri, dar iată că n-a fost nevoie să stăm peste program, să spunem așa, pentru că am ajuns la acest număr de 250. Vă mulțumim din suflet pentru că ați fost alături de noi. A fost un live extrem, extrem de intens. Am avut o partidă foarte interesantă în Liga 1. Din păcate nu s-a marcat, dar măcar ne-am bucurat de fotbal și am avut multe, multe faze de poartă. Iată că cineva ne scrie chiar și din
unde a rămas, că din nou mi-a luat-o chatul Razna. Suciu Adinel din Würzburg, dacă tot am pomenit de Kickers. Avem multe, multe comentarii. Valentin Micuță, salutări din Franța. Și uite, Florin, Maxim, eu propun să ne facem un grup și să luăm fiecare câte un mail la alegere și să-l analizăm, iar după fiecare să vină cu un point să facem un bilet comun. Da, cu siguranță putem să facem asta de acum încolo în live-urile care vor urma, pentru că v-am spus, în fiecare săptămână ne vom întâlni aici pe canalul Telecom Sport România. Nu avem nevoie de niciun grup, Florin, o putem face chiar aici în secțiunea de comentarii, pentru că ați văzut, noi citim absolut toate comentariile și iată că Adi ne-a oferit și el un super sticker extrem de amuzant în valoare de 5 euro. Mulțumim frumos, Adi, îți mulțumim că ești alături de noi, îți mulțumim că ne susții inițiativa și tot acest proiect pus la cale de site-ul telecomsport.ro, evident cu ajutorul și cu experiența ambele venite din partea lui Bogdan Socol, și cu această ocazie îți mulțumesc încă o dată, Bogdan. Da, mulțumesc și eu, Andrei, pentru plăcerea de a comunica, de a dialoga și în această seară cu prietenii emisiunii noastre. Păcat că nu ne-a ieșit pontul la FCSB, dar încercăm, probabil săptămâna viitoare este meciul Dinamo-FCSB și acolo cu siguranță lucrurile vor fi mult mai interesante și cred că vom avea și mai mult, mai mare succes. Pe de altă parte, uite, vreau doar să îi anunț pe prietenii, pe amatorii de pariuri, pe prietenii emisiunii noastre, că îi aștept și în această noapte, la miezul nopții, mai exact la B1 TV, cu emisiunea Un Pont pe Zi. Analizăm Dinamo Gaz Metan Media și vorbim despre derbiul din Croația, dintre Dinamo Zagreb și Hajduk Split. Avem și o analiză a mondialului de handbal masculin ajuns în faza sferturilor de finală. Practic, cele mai importante și, evident, Supercupa Turciei, Başakşehir cu Trabzonspor, cele mai importante evenimente ale zilei de miercuri sunt analizate la Un Pont pe Zi, la miezul nopții, la B1 TV. Altfel, Andrei, noi ne reîntâlnim cel mai probabil săptămâna exact viitoare, dar o să iasăm din timp pe prietenii noștri. Cu siguranță. Dar, în mod normal, acum arată calendarul, Dinamo FCSB va fi următorul cap de afiș în care noi vom apărea într-un live pe canalul o să-i anunțăm noi în săptămâna care urmează și vom vedea ce meci vom alege în funcție și de programul nostru de la site-ul telecomsport.ro, în funcție și de programul tău și al meu, evident. Și iată câte comentarii minunate avem, ne spun toți oamenii aici că suntem super tari, că s-au bucurat și că a fost o seară frumoasă aici pe live. Vă mulțumim, prieteni, pentru cuvintele minunate, vă mulțumim pentru susținere, vă mulțumim că sunteți alături de noi și îți mulțumesc încă o dată, Bogdan, și multă baftă și cu emisiunea în această seară, multă baftă cu pronosticurile și multă baftă și vouă, prieteni, cu biletele pe care le veți juca. Noapte bună!